Vestea dimineții pentru Vladimir Putin Se întâmplă astăzi, 9 mai. După ce armata rusă s-a pregătit intens pentru parada militară de pe 9 mai, planurile lor au fost date peste cap de prognoza meteo. Aparent, nici vremea nu ține cu Vladimir Putin. Pe 9 mai, poporul rus comemorează ziua victoriei, însă nimeni nu știe exact ce va anunța președintele rus luni după amiază momentan, planurile sale ar putea fi complet anulate din cauza unei prognoze meteo nefavorabile. Cum va fi vremea pe nouă mai la Moscova? Un front atmosferic rece se va apropia de Moscova, duminică noapte, dinspre nord-vest. Lunii va ploua, iar vântul va sufla până la 18 meisă, potrivit Roșai Dromet potrivit sursei citate, există șanse mari să cadă până la 26 de mm de precipitații, aproximativ jumătate din norma lunară de 51 de mm. Amintim faptul că anterior, directorul științific al Centrului Hidrometeorologic al Federației Ruse, Roman Vilfand, a avertizat cu privire la o schimbare bruscă a vremii până pe 9 mai la Moscova, cu vânt rece și furtuni puternice. Menționăm faptul că în acest an, luptele din Ucraina îngreunează puțin planurile Moscovei, nu doar vremea Rusia a anunțat că nu vor avea loc festivități de ziua victoriei în orașul ucrainean Mariupol, asediat în sud-estul Ucrainei, scria FP. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului care susține că, deși sărbătoarea nu are loc acum, va veni și un moment în care Rusia va reuși să facă ceea ce și-a propus.